mai multe. Bun găsit, o nouă emisiune electorală la Cocktail. Astăzi avem aproape o oră la dispoziție pentru a discuta cu un reprezentant al PNL. Este vorba despre candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al comunei Țintești. Dați-mi voie să vi-l prezint pe Lucian Iordache. Bună seara, bine ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Vine emisiunea aceasta după ce aseară, în tandem, primarul Constantin Toma cu contracandidatul dumneavoastră de la PSD, Victor Vasile, au fost cei doi prezenți la noi în studio. Bănesc că ați urmărit emisiunea. Am înțeles că mai toată comuna a fost cu ochii pe noi și cred că și acum sunt la fel. Că e o comună unde mai toată lumea a recunoscut, inclusiv PSD, prin cei doi reprezentați aseară, că nu prea s-au făcut lucrurile sau nu prea s-au făcut lucruri. Ca să zicem așa. S-au făcut, mai bine spus. Probabil de aceea s-a și schimbat nu neapărat strategia, nu mai candidează actualul primar la, din partea PSD pentru funcția de primar. Iar dumneavoastră veniți din partea PNL și înțeleg că aveți un istoric totuși, nu sunteți de ieri de azi în PNL. Nu de altă, dar în urmă cu 4 ani ați candidat tot pentru funcția de primar. Și atunci ce s-a întâmplat, domnul Iordache? În 2020, fiind nou în politică... Atunci am intrat în politică. Direct în PNL, adică n-ați mai trecut prin alte părți. Nu, la îndemnul unor consăteni, tineri, care își doreau schimbare la noi, își doreau mai multe lucruri bune, am hotărât să candidez la îndemnul lor. Am candidat, am obținut un scor bun pentru Comuna Țintești. Comuna Țintești, până să ajung eu în Consiliul Local, avea 2 consilieri, un rezultat la vot de maxim 300 de voturi. Adică 2 consilieri din partea opoziției. 2 consilieri din partea PNL, restul erau doar de la PSD, 11. Când am intrat eu în politică, am făcut o campanie bună, spun eu, atunci, la momentul respectiv, cât ne-am priceput, noi fiind o echipă nouă, și am obținut aproximativ 840 de voturi, 5 consilieri. Cam câți votanți sunt? În Comuna Țintești sunt aproximativ 3600 de votanți cu drept de vot. Numai că mulți dintre ei, iar prezența la vot a fost aproximativ 2500, să spun 2400 și ceva, ceva de genul. Uh-huh. Am fost noi doi și au mai fost 2 candidați, unul de la PMP care a obținut vreo 60 ceva de voturi și un coleg de la USR, care acum este coleg cu mine, l-am în echipa de consilieri, a obținut 108 voturi. Acolo. N-aș vrea să spun o sumă. Am înțeles. Corectă. Lucrurile au fost clare. Adică un câștig de 3 consilieri, da, pentru PNL. Sigur că da. La alegerile trecute din 2020. Sigur că da. Da. Destul de bine, zic eu. În zona noastră de responsabilitate sunt cam singurul cu 5 consilieri pentru PNL. Da. 5 din 13, evident, n-aveați majoritate. Nu aveți majoritate. Nu. Însă sunt foarte curios, apropo de acest scor pe care l-ați obținut de 5 consilieri, cum ați abordat problema în cei 4 ani scurși din 2020 până acum? Ce să vă spun? Odată cu investirea în Consiliul Local, am fost destul de hotărât să scot la iveală absolut toate problemele cu care cetățenii se confruntă și pe care mi le-au transmis. În acești 4 ani am organizat în fiecare an, cel puțin, câte o ședință în satul Maxenu. Satul Maxenu fiind un sat mai mare, un sat care are ca și locuitori cât Țintești și Pogoneri la un loc. Invitând acolo pe fostul președinte, domnul Avramescu, pe domnul senator Pufu, domnul prefect Țiclea, doamna directoare de cabinet Marieta Boloș, să ascultăm, să înțelegem și să rezolvăm problemele cetățenilor din Comuna Țintești. O ședință informală, o consultare, cum s-ar spune, cu sătenii, nu? Era o îndatorire a mea ca și consilier local prevăzută în codul administrativ. Și v-am spus, am ținut cont de toate prerogativele funcției de consilier. Ba chiar am mers prin sat, prin sate, am luat informații de la oameni, le-am prezentat în Consiliul Local. Unele au fost înțelese, unele n-au fost înțelese, dar consider că mi-am făcut datoria în acești 4 ani, ba chiar am câștigat o experiență destul de vastă. Părerea mea, am studiat foarte bine, eu având la bază Facultatea de Științe Juridice și Administrative Brașov, am căpătat o vastă experiență în administrația publică locală, în derularea proiectelor, în inițierea proiectelor, în inițierea proiectelor de hotărâre. Ba chiar în acești 4 ani, sper să nu exagerez, dar cred că am avut vreo 16 proiecte de hotărâre inițiate de mine în acești 4 ani. Și votate toate sau?
Votate am avut câteva și printre care aș reaminti camere de luat vederi în satele comunei pentru a avea o viziune clară asupra satului și a avea un sat mai curat și mai informat, ceea ce a fost aprobat. Da, a fost aprobat, dar din păcate nici nu știu dacă a fost încărcat. Nu, că era vorba de să fie încărcat pe platforma Ministerului Lucrărilor Publice și Dezvoltării. Să fie depus un proiect, practic. Proiectul a fost depus, dar nu știu dacă a fost încărcat în platformă ca să fie finanțat în momentul ăsta. Am înțeles. Am mai avut un proiect pentru la vremea respectivă echipa de fotbal Luceafărul Maximu a promovat din Liga 5 în Liga 4. Am fost prezent la acel meci. După meci am mers acasă, am inițiat un proiect de hotărâre și echipa de fotbal la vremea respectivă a fost premiat. Ba chiar mi s-a și reproșat de fosta conducere a primăriei că le-am furat cumva. Care proiect. Fostă conducere? Primarul actual și viceprimarul, că sunt în funcție până în luna octombrie. Încă nu e fostă. Adică o luați ca atare, că ca atare, adică e nu clar vor că mai fi. Actualul primar nu are cum să mai fie. Nu mai e pe nicio listă, deci cu siguranță nu va viitarea mai fi. Viitarea fostă conducere, puteți să spuneți. Am avut și câteva eșecuri în inițierea proiectelor de hotărâre. Am mai avut proiecte de aprobare, proiecte de hotărâre aprobate cu igienizarea comunei, cu toaletarea copacilor în comună și cred că cam atât. Și am mai inițiat în calitate de cetățean, până să intru în politică, am fost la o ședință a Consiliului Local în calitate de cetățean și am susținut închirierea pășunilor Comunei Țintești către fermieri. Comuna Țintești deține vreo 470 de hectare de pășune și la momentul la care noi discutăm sunt închiriate aproximativ 300 de hectare în care fermierii Comunei Țintești beneficiază de subvenția de la APIA plătind către primărie o taxă de închiriere. În acest sens a fost foarte bine și pentru fermieri și pentru primărie. Păcat că nu s-a închiriat toată și nu se știe dacă mai este toată. Bun, o să intrăm și în mai multe probleme din comunitatea din Țintești. Cu mare drag. Eu aș dori să vă cunoaștem mai bine. Deci, jurist de profesie? Nu. Nu. Doar facultate. Am făcut, n-am profesat niciun moment. Am fost cadru militar, sub ofițer la parașutiști. Am sărit cu parașuta 28 de ani. Câte salturi ați am vreo 367 de parașutări în decursul anilor din 1991 până în 2019. Parașutiștii care dintre ei, că sunt mai mulți? Am fost la unitatea de învățământ, la 1951, la școala de aplicație a forțelor pentru operații speciale. Uh-huh. Cei mai mulți ani. Teatre de operații? N-am fost în teatre de operații, fiind unitate de învățământ, noi nu prea aveam treabă Nu sunteți pe zona, nu ați fost pe zona operativă, cum să ziceți? Nu. Am îndeplinit funcția de șef autostație radio, șef post meteo 14 ani de zile, iar în ultimii 2 ani am fost subofițer cu apărarea împotriva incendiilor, era o funcție cu studii superioare în armată pentru subofițeri, la nivel de batalion, aceste funcții sunt 4-5 într-o unitate, iar eu am încadrat una din ele. Am înțeles. Ce v-a amânat să intrați în politică? Și când ați ieșit dumneavoastră la pensie? În 2019. 2019. Bun. M-a amânat să intru în politică faptul că văzând comunele vecine lângă noi și în special Gălbinașu, eu acolo m-am născut, că este aproape municipiu pe lângă noi, am vrut să văd ce se întâmplă la noi în comună. În acest sens au mai venit, v-am spus, tineri, consăteni, care m-au îndemnat să intru în această politică, știind că eu n-am avut treabă cu primăria, n-am avut afaceri, am fost un om curat, un om drept, acum cinstit și credincios. Acum... În momentul ăsta nu fac prestări servicii și am pensie. Am înțeles. Bun, ați închegat o echipă acolo, sunteți și lideri organizației județene Părinți. Da. Am înțeles. E mai puternică din punct de vedere numeric? Cu siguranță. Echipa. Față de 2020, cu siguranță e mult mai puternică. Cum simțiți așa după 2 săptămâni și un pic de campanie? Cum îi simțiți pe cetățeni? Sunt interesați de alegerile astea? Vreau să vă spun că în primele 2 săptămâni de campanie am trecut prin toate satele comunii odată, am strigat la fiecare om în parte, am vorbit cu fiecare în parte, ochi în ochi, ca să vedem ce doresc cetățenii.
Și cetățenii, da, mă îndeamnă să candidez, îmi spun că va fi bine. Acum știți cum e, omul îți spune în față, că te întâlnești cu el. Este în ospitalier, spate, da, în general, da. Da, da, da. Da. După părerea mea, cred că e mai bine ca în 2020. E o părere personală, nu înseamnă că... Am înțeles. Și haideți să vorbim și despre lista de la Consiliul Local Municipal. Dumneavoastră bănesc că deschideți lista. La Consiliul Municipal Local. La Consiliul Local. La Consiliul Local, nu Municipal, da. Da, da. Eu deschid lista, da. Da, dacă se unea cu Țintești, era Municipal. Da. Bun. Referitor dacă la, se unea cu Țintești. Referitor la Unire, vreau să vă spun că atunci, la momentul respectiv, partidul... mi-a solicitat să noi, Partidul Național Liberal, să ne abținem. Adică să aveți o poziție neutră. Da. Cum a fost Elveția. Vreau să vă spun că atunci, la vremea respectivă, eu am considerat că Comuna Țintești are nevoie de o dezvoltare. Și în Consiliul Local am votat cu toții și referendumul l-am votat pentru că motivația mea era că altă soluție să dezvoltăm Comuna Țintești repede nu aveam. Da, adică un fair play politic, practic, pentru așa a fost atunci și o recunosc. Da, și e foarte bine, apreciez sinceritatea dumneavoastră și analiza dumneavoastră punctată pe interesul cetățeanului, practic, indiferent din ce zonă ar fi venit inițiativa, domne, corect. În plus, față de asta, m-am temut mult că se va întâmpla ce s-a întâmplat, iar eu acum, dacă mergeam în fața oamenilor, și nu aveam un istoric în spate referitor la activitatea mea politică la referendum, îmi era cumva teamă să apar în fața oamenilor ce să le spun că vreau. Da, adică dumneavoastră spuneți că veniți în fața oamenilor curat, adică împăcat cu, siguranță. Împăcat cu ideea că ați făcut tot posibilul din zona asta de opoziție, da. Ați fost în opoziție și sunteți în opoziție, că ați făcut tot posibilul să fie bine, ca să nu fie rău, cum ar spune un clasic în viață. Nu neapărat, dar comuna noastră este foarte, foarte în urmă, sincer, și am spus-o și administrației care conduc acum. Cred că e cea mai în urmă comună din județ. Da, dar cea mai în urmă. Nu spun cu răudate, ci cu mare distanță. Nu, așa este. Așa este și am scos în evidență lucruri. Am arătat către școli. Școlile noastre sunt de 40-50 de ani. Nu s-a făcut nimic în condițiile în care PNRR-ul ne dă voie să facem orice acum. Pe componenta 10 putem să facem ce vrem, să le modernizăm, să avem orice în ele, școli, grădinițe. Cămine culturale. Noi avem sală de spectacole la Țintești. Noi nu avem un cămin, dita mai comun. Avem o sală de spectacole care când, în momentul în care va ieși din garanție, când va face 5 ani, trebuie scoase scaunele, după părerea mea, turnată iar șampantă și după aia pus iar parchetul. Vă dați seama, ăla care este, va fi găurit și nu rămâne. Dar n-am avut cu ei. Sincer. Mie îmi pare rău că și vechiul și nouul PSD a fost tot PSD. Deci noastră o dați pe partid. Partidul trebuia să vadă oamenii ăștia. Și asta e adevărat. La ce pepinier avea PSD-ul, nu puteam să-i ținem păși. După două mandate vedeam că treaba nu-i bună. Asta e părerea mea. Să mă ierte Dumnezeu. Dar șefii PSD-ului au venit pe la Țintești. Știau ce se întâmplă. Asta este. Da, e interesant. De ce v-am întrebat? Pentru că e corect că, domne, cei care au... Adică primarul din funcție, da, acum, a fost girat de fiecare dată când a candidat de partid, clar. Da. S-a dat girul în continuare. Hai să mai încercăm încă un mandat. Hai să mai încercăm încă un mandat și până când nu se mai poate. Deci, ne fiind lipsea. Și la nu se mai poate asta, acum ca o paranteză, eu le-am spus-o și în ședința de Consiliu. Am un merit deosebit că nu mai sunt. Pentru că în ăștia 4 ani eu am scos absolut totul la iveală. După fiecare ședință de Consiliu, scriam pe Facebook, altă modalitate n-am avut. Când am intrat în Consiliul Local, primul meu proiect de hotărâre a fost să înregistrăm și să transmitem ședințele de Consiliul Local pe Facebook, pentru a fi o transparență a cheltuielii banului. Așa. Și... deci Consiliul Local nu a fost de acord. Au fost peste motivul lege și peste tot. Motivul... nu vor că ei sunt suverani în Comuna Țintești. Exact asta. Da, atitudinea asta pe care o reflectați dumneavoastră din zona, deci fiind evident asumată dumneavoastră această chestiune,
toată lumea era la unison așa, adică era comunicativă. Consilierii? Sau, da, lor? Da. Adică acum, nu, mai era cineva pe acolo, stați domne să vedem nu, că... Nu, ba chiar poate eu... Poate domnul Iordache are un pic de dreptate sau... În cercuri restrânse le spuneam, băi, nu sunteți de acord cu mine în ședință, dar analizați puțin problema și vedeți dacă am dreptate. Nu m-am dus în Consiliul Local niciodată pentru mine să cer ceva. M-am dus efectiv pentru cetățenii comuni și le-am mai și menționat de câteva ori. Că pe mine m-au votat 800 de oameni, nu pot să nu mă duc acolo, să mă duc cu mâna ridicată. Cei mai mulți de unde au venit? Din ce sat? Așa, și Pogonele. Deci Ținte și Pogonele. Da, eu fiind din Pogonele, eu la maxim am pierdut. Înțeles. Da, mă rog, ați pierdut. Acolo am luat voturi mai puține. Voturi. Da. Da. Bun, mergem mai departe. Și voiam să spun, apropo de chestiunea asta cu majoritatea din Consiliul Local din Țintești și de faptul că indiferent până la urmă și putem să vorbim despre orice altă localitate sau orice altă comunitate, deși sună șablon asta cu interesul cetățeanului, eu nu pot să înțeleg și nu o să înțeleg niciodată de ce nu există atunci când trebuie, da, să existe o bărbăție din partea celor care spun, domne, ei sunt adversarii noștri politici, nu suntem de acord cu ce propun ei. Ceea ce sfidează foarte mult ce au spus ei înainte sau ce spun în general, și acum vorbesc despre toate partidele care dețin monopolul, că e un monopol ăsta în mini-parlamentele astea locale, toți care spun, vai, și pentru cetățeni zbatem și de uite fix că nu se întâmplă așa. Pentru că eu sunt pe zona asta mai naivă. Dom'le, când e vorba de interesul cetățean, chiar trebuie să vă dați mâna pe acolo. Adică cu toții. Domnul Mihai, referitor la cetățeni, toate proiectele de hotărâre pe care le-a adus domnul primar sau consilier de la PSD pentru cetățeni, noi nu ne-am opus niciodată. Noi tot ce a fost pentru cetățeni... Nu a fost niciunul mai controversat așa pe care l-ați... Care a fost controversat de fiecare dată, l-am comentat. Pentru că și v-ați abținut probabil la vot. Exact. Am înțeles. Drept dovadă, la ședințele de buget în 4 ani de zile doar un an am votat bugetul. Un singur an, pentru că într-un an, în fiecare an depuneam amendamente. Mi s-a părut incorrect cum să proceda la buget, la ședința de buget, pentru că este atributul primarului să facă bugetul, dar din punctul meu de vedere adunam toți consilierii care sunt în funcție, poate au și ei propuneri bune. La noi nu s-a întâmplat asta niciodată. Deci n-a existat o deschidere, o colaborare. Niciodată. Dar de, unde credeți că... Și ca să vă dau cel mai elocvent exemplu, care nu ne face cinste, la investirea Consiliului Local, la investire, când am jurat toți cu mâna pe Biblie... Acum 4 ani. Acum 4 ani. Consilierii PSD au plecat în sala de Consiliu și pe noi, 5, și pe preotul de la Țintești ne-au lăsat afară. De ce? Întrebați-i pe ei. Nu stați mai pic și n-ați jurat, adică n-ați depus jurământul. S-a făcut investirea. Da. Am jurat afară. Da. Am jurat. S-a organizat afară ceremonia. E în regulă. Și după ce s-a terminat ceremonia de investire, ei au plecat la o apă, la un suc, la o cafea în sala de consiliu, iar consilierii PNL... Și nu v-au invitat, adică. Nu ne-au invitat și pe adică gen v-au zis, voi stați afară. Nu ne-a zis nimic. Au plecat și atât. Și de atunci s-a văzut răceala. Și indiferent dacă mergeam cu o idee... Ați avut clinciuri în campanie să aibă o atitudine în asta, domne, știți cum e campania? Mai spui una alta, e normal să spui. Pentru că la noi chiar erau de spus. Și care e problema? S-a terminat campania, dăm mâna, ne întâlnim, vorbim și vedem unde ajungem. Dar dacă nu a existat niciun pic de colaborare, ba din contră, au fost și amenințări chiar, și certuri, și vorbe urâte în ședința de consiliu. Ce fel de amenințări, ca să fim mai expliciți? Și dacă aveți și dovezi, că asta este o acuzație destul de gravă. Da, domnule, am făcut plângere la poliție domnului primar la vremea respectivă. Ia, dovadă. Despre ce a fost? Pentru că a vorbit urât, a înjurat. Cum să faci chestia? Și cum v-a amenințat? Că o să văd eu. Am amenințare inclusiv pe hârtie, dacă vreți să mă credeți. Așa. La un moment dat, eu în campania electorală din 2020, am promis că voi da locuri de casă, ceea ce am și acum, pentru tineri. La ieșire din satul Pogonele, spre Buzău, acolo unde se face pentru apă acum. Cunoaștem foarte bine. Așa, Consiliul Local deține acolo o suprafață mare de teren. Eu am întrebat normal și legal, scris pe hârtie, că hârtia rămâne, vreo 3 luni la rând, ca să-mi dea răspuns. Și ce ați întrebat? Care este situația juridică a acelui teren? Bun. Foarte greu am obținut răspunsul,
iar la final vă pot prezenta hârtia că n-am o problemă, domnul primar îmi scrie că voi răspunde la procuror pentru întrebarea făcută. Și zic, da, i-am spus, da. Ați avut o întrebare tendențioasă sau... Întrebare tendențioasă la teren, nu tendențioasă neapărat. Faptul că m-a interesat foarte tare acel teren. Am înțeles. Și cum s-a rezolvat plângerea pe care ați depus-o la poliție? I-a dat avertisment domnului primar. Am înțeles. Și ne-am liniștit și gata. Bun. Dar ați revenit la relații mai bune totuși cu domnul primar? Da, că eu vorbesc, eu nu... Bănuiesc că port... sunteți așa, ați fost în toți acești 4 ani lideri în opoziție, adică dumneavoastră fiind în opoziție, dânsul fiind primar. Da, da, da. Adică da, lideri da. Opozanți, cum da, se spune. Da, 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 da. Da. Ați avut și certuri prin Consiliul Local, de astea ați mai avut, nu? Am avut, da. Meciuri. Da. Da. Am avut. Așa era. Și nu pentru mine. Întrebam pe proiectele de hotărâre și îi deranja dacă le spuneam adevărul. Pentru că eu chiar studiam. Bun. Ne apropiem de prima și, mă rog, singura pauză de publicitate din această emisiune. Aș dori să ne mai dați câteva detalii apropo de profesia pe care ați avut-o, de faptul că ați îmbrăcat uniforma militară. Să ne povestiți așa, ce fel, cum erați ca militar, ca... Bine, eu am fost un tip foarte disciplinat. Toate sarcinile pe care le-am primit le-am rezolvat. Drept dovadă că eu cu foștii mei șefi am o relație extraordinară și acum ne întâlnim de ziua parașutistului. Ce să vă spun? Chiar n-am avut probleme cu absolut nimeni. De la ce înălțime? De la cea mai mare înălțime? Cel mai mult am sărit de la 2500 cu parașuta BG-7 comandat la examenul de clasă. Ați avut incidente, ceva? Dom'le, spre fericirea mea și nu pot să spun noroc, dar o pregătire foarte bună, eu nu am avut mână, picior, eu n-am avut probleme. Nici incidente de parașutare. Cu toate că am dat și eu de pământ, că așa era. Am făcut marșuri foarte multe. Am venit pe jos de lângă București, de la Mihai Brav, în 3 zile. Am venit pe jos de la Focșani, în 3 zile. Iar de astea, în jurul Buzăului, am făcut o grămadă și fel de fel de aplicații, pentru că așa se cereau atunci. E în regulă. Luăm pauza de publicitate, domnul Iordache, după care revenim și discutăm și despre alte proiecte pe care dumneavoastră le aveți. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, emisiune electorală, în care îl avem ca invitat pe domnul Lucian Iordache. Este candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al Comunei Țintești. În prima parte a emisiunii, domnul Iordache, am vorbit despre relația pe care ați avut-o din zona asta de opoziție dumneavoastră, fiind al 5-lea consilier, mă rog, lider de grup evident, lider al organizației județene, PNL având 5 consiliere în acest mini-parlament local și că înțeleg eu din toate cele pe care ne le-ați precizat, că nu prea ați avut, să zicem, o colaborare fructoasă, din potrivă. Nu. Dar dacă mai puteți să ne dați un exemplu de sau vreun moment în care o inițiativă de-a noastră a fost trântită la vot, adică respinsă, cu alte cuvinte, deși era în folosul cetățenilor. Sigur că da. Am vrut integrarea Comunei Țintești în platforma ghișeu.ro. După cum știți, în comuna noastră și la nivelul țării, foarte mulți oameni sunt plecați în străinătate. Sau în satele Maxinu și Odaia Banului, noi nu avem un birou de taxe și impozite. Și aș fi dorit ca și primăria Țintești să fie integrată în platforma ghișeu.ro. Am explicat colegilor consilieri în Consiliul Local și nu s-a vrut. Ce presupune acest lucru din punct de vedere financiar? Poate cine știe? Care e motivul respingerii acestei inițiative? Motivul respingerii a fost că primăria Țintești trebuia să achiziționeze o serie. Aparatura necesară, da, softurile, software, da. Pentru a funcționa această platformă. Așa, și la noi la Țintești. Problema era de bani sau care era problema? Au spus lipsa banilor, dar din punctul meu de vedere... Ce buget are Comuna Țintești? Comuna Țintești, la momentul la care vorbim, este vorba de aproximativ 8.700.000 de lei. Aproximativ 87 de miliarde de lei vechi. Vechi. Da. Dintre care, aici băgăm și învățământul, că știți că la bugetul, da, primăriei intră, iar al primăriei, doar al primăriei, e undeva la 5 milioane de lei, 50 de miliarde. Uh-huh. Și ce credeți dumneavoastră că puteți face în calitate de viitorul primar, dacă veți fi ales primar, cu acești bani? Bine, sunt și alte surse externe.
Bineînțeles. Sunt și alte fonduri care pot fi atrase pentru comunitate. Bineînțeles. Din punctul meu de vedere, Comuna Țintești are nevoie neapărată de un specialist în fonduri europene. Mai nou, legea ne permite că în afara organigramei să deschidem acest birou, să angajăm un specialist pe fonduri europene în afara organigramei de funcționare. Dar putem substitui și din organigrama de funcționare, pentru că sunt funcții libere în momentul ăsta, sunt funcționari care ar fi trebuit să iasă la pensie și stă pe semnătura primarului, ceea ce, din punctul meu de vedere, așa o văd eu. Stau pe semnătura... Adică știți că legea pensiilor permite, mai nou, cu pata la mână, domnule, peste vârsta de pensionare, cu cerere anuală, și primarul semnează dacă este primarul sau conducătorul instituției. La noi, există tineri cu potențial care ar putea să fie angajat și nu se dorește? Eu sunt convins. Eu sunt convins de treaba asta. Da. Acum, nu știrbi din experiența celor care au ieșit la pensie și care încă activează în administrație. Dar n-au ieșit. Mă rog, vorba. Sunt. Da. Care au ajuns la vârsta pensionare. Da, din punctul meu de vedere, așa ar trebui. Pentru că sunt atâția tineri și cred că pregătiți care ar putea să facă față pe funcțiile astea din primărie cu siguranță și cred că și interesul ar fi mai mare. Drept dovadă că la noi încă se lucrează cu pixul și cu creionul pe registru. Noi nu avem informatizate toate serviciile din primărie. Nu sunt digitizate și nu e normal. Am înțeles. Mergem mai departe cu fondurile europene ca să faceți ce anume? Păi pe fonduri europene putem face multe lucruri. Avem nevoie de modernizarea școlilor din comună, la Maxinu și la Pogonele. Școlile sunt aproximativ ca în 90, să spunem. Mă refer la exterior. La interior nu mai vorbesc, pentru că nu sunt eficientizate energetic, nu sunt modernizate la standardele la care ar trebui să fie, grădinițele la fel. V-am spus, cămin cultural la Maxinu, dacă nu aveam o inițiativă să se cumpere măcar mobilier, nu era în regulă. Sunt multe de făcut în Comuna Țintești. În plus, față de asta, trebuie urgentată treaba cu rețeaua de apă și canal, pentru că noi nu putem lucra la infrastructură fără apă și canal. La noi, în momentul ăsta, este un proiect de apă aprobat, faza 1, pe vreo 78,5 miliarde de lei. Dar, din câte știu eu și am urmărit și prin presă, compania de apă în momentul ăsta desfășoară un proiect european de vreo 67 de kilometri de țeavă, dar nu și spre Țintești. Pentru că noi, Ținteștiul, ar trebui, din proiectul pe care noi îl avem, să primim apă de la compania de apă. Compania de apă am văzut că nu se grăbește spre Țintești. Da, dar rețeaua va fi pe fonduri proprii, înțeleg, aici la Țintești. Rețeaua de apă este aprobată pe programul Angel Salini. Și apa și canalul și gazele. Probabil se va conecta la rețeaua companiei de apă. Compania de apă nu are apă către Țintești în momentul ăsta. Nu are, dar înțeleg că se face legătura cu Buzău. Iar problema mea este următoarea. Da, corect. Dar să ne spună cum va trece pe sub autostradă. Pe sub pământ, pe cum? Adică nu știu dacă n-a fost trecută până să înceapă autostrada asta, nu știu cum este. S-ar putea să fie o mare problemă, din punctul meu de vedere. Poate nu știu eu toate detaliile tehnice ale proiectului care aduce compania de apă. Eu știu proiectul la noi. Iar la noi, la Țintești și Pogonele și satul Maxen, în satul Pogonele, în momentul ăsta, apa intră pe o stradă, pe vreo 300 de metri, și mai intră pe o altă stradă, vreo 400 de metri, o alee de 200 de metri și iar înapoi în rețeaua principală. Și rețeaua principală duce toată strada principală din Pogonele până la Țintești. La Țintești este acoperit aproape tot satul, iar la Maxen duce doar la grădiniță și la școală. Dar mă întreb eu, dacă ne aduce compania de apă, cum trece pe sub autostradă dacă noi nu avem încă acolo? O să fie o problemă, din punctul meu de vedere. Poate greșesc, dar vom vedea. Am înțeles, vom vedea. Și cu canalizarea e la fel. Că vom merge tot în rețeaua firmei respective, dar s-ar putea să ne încurce autostrada. Rețea de gaze? La momentul la care vorbim, Comuna Țintești are aprobate prin Angel Salini 119,5 milioane, 195 de miliarde. La momentul începerii lucrării, că la noi în comun au început niște lucrări, nu există proiect
Și vă spun asta pentru că am cerut în scris la domnul primar și în ședințe să ne dea proiectul de la gaze, că eu am spus că nu poate să înceapă fără un proiect. Dânsul mi-a spus că proiectul este proiectare, execuție și distribuție. Și se face în timp ce se lucrează. Eu n-am fost de acord și nu cred treaba asta. A alocat din bugetul local prima dată vreo 5.400.000. Am mai alocat odată, că a zis că a crescut procentul pe, cu care trebuie să contribuie Comuna Țintești și am mai alocat vreo 2.000.000.000 și ceva, și 200 sau aproximativ. Și 7.000.000.000 i-a băgat firma respectivă. Și am întrebat, cum bagă firma asta? Cum recuperează banii? A zis că îi va recupera mai târziu, eu nu știu. Dar din punctul meu de vedere, proiectul ăsta de gaze, în momentul la care vorbim, e o cioacă. Pentru că nu există procedură pe SEAP, cum au făcut celelalte comune, ca să poți să iei banii de la, de la Ministerul Dezvoltării. Că nu poți să iei dacă nu ai procedură pe SEAP. Dumneavoastră ați căutat și n-ați găsit proiectul pe SEAP. Am cerut scris, în momentul ăsta, nedându-mi repetat, am acțiune în contencios administrativ și i-am spus lui domnul primar, neprimind acest proiect, eu fiind consilier și nefiind transparent cu acest proiect, că din punctul meu de vedere, toate aceste proiecte în derulare, executate, ar trebui să fie pe site-ul primăriei. Eu am o mare problemă cu transparența asta decizională la nivelul primăriei Țintești. Bine, nu vreau să aveți o problemă cu transparența, că ea trebuie, cum se zice, aplicată. Nu știu dacă aveți dumneavoastră o problemă cu transparența. Cu el. E o problemă cu el privind transparența decizională. Da, dar cum ați abordat problema asta cu rețeaua de gaze? În contextul dat, de ce, dacă veți deveni primar? În contextul dat, mă voi informa unde este și unde am rămas și vom lua procedurile legale, că e normal, că este un angajament. Dacă este semnat, toate angajamentele pe care le are în momentul ăsta, primăria trebuie să mergi cu ele înainte, nu încape discuții. Și cu apă și cu canalul. N-ai ce să faci. Iar cu asfaltările? Cu asfaltările, din punctul meu de vedere, în primul rând ne trebuie apă și canal, că nu-ți dă nimeni bani. Drept dovadă că domnul primar a asfaltat în Comuna Țintești aproximativ 9 km de pe semnătură și acum cu rețeaua asta de gaze l-a tăiat. Deci n-a existat acea, zicem, sincronizare despre care tot vorbim. Dom'le, când ai lucrări edilitare, trebuie să iei așa. Nu, dar din punctul meu... Cronologic. Da, dar din punctul meu de vedere... Întâi rețelele, după aceea asfaltăm, că altfel... Aveți dreptate. Dar... Putea să pună clauză în contract. În pușca nu tăia asfalt. Acum există tehnologie. Da, făceam mai puțin, pentru că proiectul ăsta de gaze care este estimat la nivelul Comunei Țintești acum, este vorba de 30% din gospodăriile comunității. 30% însemnând 500 de gospodării, 560 și 5 instituții publice. Dar oamenii vor să se racordeze la gaze. Dom'le, cu racordarea la gaze, imediat după alegerile din 2020, domnul primar și aparatul primăriei împreună cu consilierii PSD au făcut un sondaj în sat, au mers din casă în casă și s-au informat exact gospodăriile care vor. Eu sunt convins că vor vrea, pentru că cu lemnele la țară din ce în ce mai greu, sunt foarte scumpe și eu sunt convins că vor băga în timp. Și dacă nu bag în primă fază, probabil nu vor avea bani, omul va face și își va băga. Așa s-a întâmplat și la Gălbina și până la urma urmei e toată comuna racordată. Bun, ca viziune, zicem, să ne imaginăm faptul că rețelele sunt gata, totuși pe zona de asfaltări sunt interesat. Pe zona de asfaltări, da. Obligatoriu, dacă bagi utilitățile, e clar, vom iniția fel de fel de proiecte posibile și imposibile la vremea la care noi vom ajunge ca să asfaltăm această comunitate. E normal să fie așa. Nici nu încape discuții. Vom face absolut toate proiectele. De exemplu, la nivelul Comunei Țintești am avut o discuție, a fost pe Agenția Fondului de Mediu, puteam să facem platformă cu aport voluntar, ceea ce era extrem de necesar la nivelul oricărei comune. Noi nu am făcut treaba asta. Am întrebat și răspunsul a fost destul de cu zona asta de viață socială, cu șomajul, cum stați la Țintești? La noi, la nivelul Comunei Țintești, din informații oficiale, la momentul ăsta, avem 402 persoane cu ajutor social
aici intrând, modificându-se legea la 1 noiembrie cu incluziunea, sunt și cei care beneficiază de alocație suplimentară, adică sunt băgați toți. Iar dintre ei, 216 persoane sunt cu drept de vot, adică peste 18 ani. Din ăștia 402. Vreți să sugerați ceva? Nu, nu, nu am spus-o informația pe care o am, nu, nu. Mă gândeam că sugerați ceva. Nu. Și dacă ați fi sugerat, trebuia să mergeți până la capăt. Nu, am spus doar care sunt majori. Adică din ăștia 402 care sunt, care sunt cu drept de incluziune, 216 sunt majori. Cât sunt apți de muncă și câți nu, nu știu. Nu m-a interesat. Și ca o paranteză, am tot fost acuzat și în 2020 că eu voi tăia ajutoarele sociale de contracandidații mei. Aș vrea să anunț acum oficial că cei care au dreptul pe lege, cu mine nu vor avea autorul. Asta ar fi și culmea, adică stați la ce... Dar n-ai cum, e o absurditate. Primarilor, că dumneavoastră trebuie să respectați legea. Nu? Bineînțeles, e o absurditate, da, dar vedeți dumneavoastră, neavând de ce să lege în 2020 de mine, au avut câteva chestii de astea. Și acum se leagă cu ceva? Acum nu știu să vă spun. Totuși, în anul 2024, contracandidații cu care eu mă confrunt, consider eu că avem cu mult mai mult bun simț față de ce deci a fost. E și un fair play. Da. Eu așa consider și eu n-am atacat pe nimeni și poate să confirme. Dacă... Uh-huh. Și revenim la oameni. Ce își doresc oamenii din comună? Ce bine, pe zone specifice, pentru că fiecare sat are oarecum... În primul rând, la noi în comună trebuie o dezvoltare ca și în celelalte comune. Să ai infrastructură, să ai apă, să ai canal, să ai gaze, să ai probabil și un mediu de afaceri. La noi s-ar putea dezvolta și alte afaceri, la care m-am gândit eu și aș putea să o spun, este faptul că noi în comuna Țintești avem terenuri neproductive. În momentul la care vorbim, este un program pe APIA în care am putea să obținem niște bani. Acum câți 2 ani, cred, a venit un domn la noi să dezvolte un parc de fotovoltaice. Domnul primar ne-a adunat pe toți și atunci consilierii în mare parte nu au fost de acord. Pentru că la vremea respectivă, Comuna Țintești deținea mai multe animale. În momentul de față, numărul de animale este scăzut. Noi deținem o suprafață de teren spre Albești, care nu o folosim noi, în mare parte, și nici e un loc sărăturos. Acolo poți să faci un proiect de ăsta să fie treaba bună pentru comună. Și aveam o grămadă de avantaje la vremea respectivă. Aveam iluminatul public gratis, aveam instituțiile cu iluminat, 8.000 de lei pentru fiecare hectar de pământ, indiferent persoană fizică sau juridică, erau niște avantaje și am fi putut dezvolta ceva. Este la nivelul Comunei Țintești acum un proiect în implementare, parc eolian, cu, cred că, 7 turbine, abia aștept să văd dacă se face. Bun, revenind la, apropo de terenuri, spuneați ceva de locuințe pentru tineri, nu? Da. Vă rog. În spatele satului Pogonele avem un teren al Consiliului Local. La noi lumea n-a mai fost așa atrasă de Comuna Țintești datorită faptului că n-am avut infrastructură și încă nu avem. Dar avem atâtea familii de tineri care ar dori să vină la noi, chiar și din oraș, cred, cum a făcut Gălbinașul. Și ar trebui dezvoltată și la noi problema asta. Mai ales că sunt locuri. În plus față de asta, Comuna Țintești cred eu că mai are teren. Mai are teren, mai ales că la nivelul Comunei Țintești s-a derulat programul ăsta al ANCPI-ului cu cartea funciară. Am înțeles. Fotografierea asta și da, s-a terminat prima fază, acum pe 25, și urmează, a fost perioada de 2 săptămâni, de 2 luni, a fost chemată fiecare persoană din comună pentru a-și identifica terenurile și locuința. Și se va face cărți funciare la toată lumea din sat, din comună. Și acolo vom vedea ce terenuri mai rămân Consiliului Local. Cu toate că eu aici am avut o mare nemulțumire, că în 2013 a fost legea 165, în care Comisia de Fond Funciar ar fi trebuit, la vremea respectivă, să identifice toate terenurile care nu aparțineau
proprietarilor și să fie băgate în proprietatea Consiliului Local, ceea ce nu prea s-a făcut la noi. Foarte pe scurt, domnul Iordache, cu antena 5G a fost instalată, va fi instalată foarte Domnule, antena este instalată în momentul ăsta. Este instalată doar partea metalică. Da. Nu sunt instalate releile pe ea. Da. Deci va funcționa, clar, la un moment dat. După părerea mea, cred că da, pentru că nu se mai poate da înapoi. Cu antena a fost o problemă, din punctul meu de vedere, ca și consilier local, mi-am exprimat și atunci nemulțumirea și pot să vă spun și dumneavoastră. Eu, făcând parte din Comisia Juridică și Amenajarea Teritoriului, i-am spus domnului primar la vremea respectivă că orice agent economic, dacă vine să desfășoare o activitate pe teritoriul Comunei Țintești, vine întâi la primărie, nu vine la mine acasă. Dânsul trebuia să informeze Consiliul Local și apoi stabileam unde. Dânsul a luat-o personal și a dus-o pe terenul lui. A trebuit să-mi fac cont la ANCPI, să scot cartea funciară, să văd de unde a plecat treaba asta și, de fapt, avea contract din 2021. Ceea ce... Adică aveam niște bani pe chestia asta. Bineînțeles. În condițiile în care puneam la... față de amplasamentul antenei la 50 de metri pe partea cealaltă de drumul ăsta județean, este pășunea primăriei. Și noi avem în comună și școli, și grădinițe, și echipă de fotbal, și câte și câte. Și puteau merge banii acolo. Ultimul mesaj în această emisiune, domnul Iordache, pentru Țintești. Doamne, doresc că cetățenii comunei Țintești să aibă încredere în mine, că am căpătat o experiență vastă în administrația publică locală și cu siguranță am o viziune dezvoltată pentru Comuna Țintești. Domnule Iordache, mult succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV, ca de obicei, la ora 18. Colega mea, Magda Ionescu, vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii de ale Buzeanului, tot o emisiune electorală. Toate cele bune!